Salutare, oameni buni! Bine ați revenit! Astăzi o să avem o discuție foarte, foarte interesantă cu o travă care, căruia, de fapt, îi mulțumesc că a acceptat să vină aici și să discutăm. Cred că toată lumea îl știe pe o travă. Chiar o să-l mai las pe el să mai spună două, trei cuvinte despre el, în caz că n-ați auzit niciodată despre el și despre ce face el, dar mie mi se pare că este un super om și face lucruri foarte, foarte mișto și de curând chiar este un susținător maxim al domeniului ăsta, al nostru creativ. Deci, o travă, ai legătura. Salut! Eu mă bucur că m-ai chemat la emisiunea asta, că mi se pare tare. Adică, e tare când vorbești cu niște oameni cu care ai mai multe lucruri în comun. Că apropo exact. De ce zici mai devreme la televizor sau nu știu ce, da, e marfă în tot felul de emisiuni de astea, dar sunt niște întrebări de alea, oricum legate de bani, de câți bani ai făcut, cât așa, unde ai fost, așa și cam aia. Și să termină. Practic, cred că discuțiile astea pe care le am încerc să fie mult mai umane, să fie discuția aia de la cafea, mai mișto, dar practic să o vadă și mai mulți oameni. Da, și fără să existe discuția asta, că eu am pasat și la, dacă sunt speaker la diverse evenimente sau ceva, ce obțin pe la facultăți, pe la asta, prima întrebare e și câți bani faci? Miliarde. Eu așa aș spune. Mult. Nu vezi, curg banii de pe mine. Da. Și asta e de bază, știi? Nu, pe aia tot felul de shortcut-uri de astea, dar cum ai ajuns, cum ai făcut, nu știu ce, adică ceva oricum, e ca la slăbit, știi? Adică ai mâncat 20, dar vrei să slăbești în maxim. Băi, ai picat. Nu știu dacă eu sau tu. Deja prea mult. Măcar, da, am picat. Ai cum picat, dar acum cred că ți-ai revenit. Da? Da, așa mie, pare. Da, mi-arată că nu s-a întâmplat nimic. Sau cred că YouTube-ul, în fine, dacă nu ne-ai iubit puțin, YouTube-ul trecem peste. Băi, ideea care e? Eu cel puțin îl știu pe Potravă de mult, îl urmăresc. Nu pot să spun că am citit fiecare postare de pe blogul lui, cum el s-a lansat, fiindcă aș minți, dar sunt acolo, am citit, chiar face chestii foarte mișto. Și ce mi-a atras atenția foarte mult în ultimul timp e că văd că e un fan înfocat al artei, al ilustrațiilor, al desenului, al picturii. Și am zis că azi să avem o discuție de asta mai așa, mai open, despre ce se întâmplă în România, ce e bine, ce e rău în România și, nu știu, cum e domeniul ăsta de artă și din alt punct de vedere al unui om care urmărește și care ador arta, dar nu-i neapărat în zona asta să lucreze în special, adică să facă o ilustrație în sine. Știi? Și cred că ar fi un punct de plecare mișto chestia asta ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, fiindcă chiar am văzut la tine o groază de poze și o groază de story-uri de la Art Safari, de la Romanian Design Week. Cum ți se pare ție că e chestia asta în România? Mie mi se pare un lucru foarte mișto și care dă ocazia multor artiști să fie mult mai expuși. Da, mi se pare că până la urmă oamenii, scopul tuturor e să fie cât mai vizibil și să ajungă la cât mai mulți oameni. Cred că despre asta e vorba. Adică e frumos să faci la tine chestii. Asta mi se pare că e una dintre problemele pe care o văd cel mai des la oameni din filmul ăsta. Uh-huh. Că sunt, au acasă, fac niște chestii senzaționale, dar nu le... Da, nu le expună. Adică arăți, le țin la portofel. Pe de altă parte, te și hrănești cu o frustrare de aia de, bă, eu fac niște chestii senzaționale, te uiți în jur și vezi că sunt unii care sunt poate sub tine sau ceva și care sunt a auzit lumea de ei și sunt mai vizibili și după aia gen zic, bă, da, ce dracu fac eu prost. Și încep să să-i haterești pe aia cumva, dar de fapt vina e undeva la tine. Da, uite, vezi, chestia asta cred că naște frustrări mari. Multe, da. Deși uite, cu ce pot să accept din ce ai zis e că, practic, ar trebui să fii puțin critic cu tine și să-ți dai seama ce faci greșit. Dar în același timp, n-aș sta să mă compar neapărat cu alții. Fiindcă mie îmi pare că de acolo se nasc multe frustrări, mai ales la noi. Fiecare zice, a, dar ia uite-l pe ăla, are, nu știu, 3 followeri mai mulți decât mine sau, nu știu, are 2 proiecte mai mari decât ale mele sau și așa mai departe. Și lumea ajunge să zică, bă, stop, nu mai fac, că eu sunt varză. Băi, nu știu, eu nu cred, eu nu mă compar cu nimeni, mă compar doar cu mine și încerc să fiu cât de critic pot cu mine în așa fel încât să cresc, să-mi dau seama, băi,
ce să faci în piață, frate, sau ce se întâmplă, ce trebuie să fac ca să ajung mai expus, ca să fac treabă și așa mai departe. Eu cred că asta ar fi un punct de plecare bun pentru orice, cred că orice comparatul în general e greșit din start, pentru că nici nu știu, adică în momentul în care încep să te compari cu, nu știu, gen un om care face același lucru ca tine, adică e clar că o să găsești 100 de oameni, 1000 de oameni care fac chestia asta la nivel mult mai ok decât tine, cu din tot ceea ce înseamnă followers și tot așa, și pur și simplu o irazmă, adică te lași, că n-ai ce să faci. Da, exact, asta zic. Da. Cred că cel mai important e să-ți vezi tu de drumul tău, să te duci tu pe drumul tău tare, să îi dai înainte, să nu stai să te uiți stânga-dreapta, să nu te încarci cu, vai, dar merita mai multe like-uri, merita mai nu știu ce, eu cred că am făcut o chestie mai nu știu cum, nu cred că, nu știu ce, Vasile merita să aibă mai mulți followers decât mine, că dacă te duci în filmul ăsta... Da, you're fucked, ca să zic așa. Da. Adică... Te-ai încăpat înainte să începi. Întotdeauna cred că în viață o să fie oameni care pot să fie mai buni ca tine și oameni care poate o să fie mai slab ca tine, dar all in all, din punctul meu de vedere, e că healthy thinking. Băi, uite-te la aia la mai mari și încearcă să vorbești cu ei, stabilește o conexiune și să vezi ce poți să înveți de la ei și în același timp fii bun cu aia de jos ca să-i crești și pe aia, în caz că vor să muncească și să pună curul la treabă. Că așa, dacă vrem și noi să facem, mulți vrem. Și mie mi se pare la fel, că dacă e să te compari și să începi să te compari, n-ai, în orice domeniu în care ești, n-ai ce să... Practic n-ai mai trebuit să mai faci nimica. Uite, de la... deja te întrerup puțin că vin două idei foarte mișto pe care vreau să le dezbatem din chat aici. Prima vine de la Adrian și spune că ideea de comparare pornește încă din școală. Băi, și cred că aici ai o dreptate mare, fiindcă la noi în școală pornești cu gândul ăla, băi, e o clasă de 30 de copii și există doar unul bun, băi, și ăla e cel mai bun. Și mereu e o comparare totală și o luptă, un continuous struggle to be the best, gen, nu? Sunt eu tâmpit? E o presiune, nu știu, generația mea a fost o generație din care, adică, tot timpul, maica mea, tot timpul era comparat. Nelu de la etajul 3 a luat 10 la nu știu ce, el merge și la cercul de franceză, cântă și la pian, face și nu știu ce, tu căcat. Tu ce faci? Tu de ce nu faci? Exact, știi? Da. Și o presiune pe care automat ți-o pune de la început. Plus că, na, acum eu n-am fost niciodată un fan al școlii și pe tot parcursul claselor 1-12 am auzit doar... Nu o să faci nimic. Bombă, gen brânză bună în burduf de câine, nu o să reușești niciodată, nu o să iei nici bacul, nu o să. Totul era cu nu o să. Deci pe lângă faptul că gen, tot timpul erai comparat cu unul care, Vasile, care tot timpul era mult mai bun decât tine, Nelu, George și Marian, mai îți veneau și profesori și spuneau că nu ai nicio treabă și practic dacă n-aveai nicio treabă erai ratat. Ca, păi de ce ne mai duceam? Trebuia să ne lăsăm vorba aia, adică, what the fuck, la ce mai fac? Nu, cred că e o presiune prostească, părerea mea, și cred că, nu știu, că tot se vorbește de chestia asta cu educația la noi, cred că ar trebui schimbată cumva, nu știu exact cum, oricum să se promoveze alte chestii, poate mai mult practic, poate mai mult creativ, poate mai mult munca în echipă și așa mai departe, decât cretinitatea asta cu, mamă, e unul bun și restul sunt proști. Și plus asta, performanța asta, știi, să fii bun la toate, nu te ajută cu absolut nimic. Nu e ca și cum dacă ai luat 10 în teză la chimie, 10 la geografie, 10 la aia, 10 la aia, undeva la un moment dat lucrurile vor fi mult mai simple în viață pentru că ai luat tu 10 la aia și erai cel mai bun la aia. Mm-hmm. Adică și e, mi se pare normal să-ți placă niște materii și niște materii să nu-ți placă. Da, e absolut, că de-aia am ajuns... Normal. Exact, de-aia am ajuns la vârsta asta ca eu să fac ce fac, tu să faci ce faci și fiecare individ să fie diferit în ceea ce faci. Că practic fiecare, să zicem, care o speță, știi, bă, îmi place să fac aia, aia vreau să fac, știi? Deși consider că, na, tot ar trebui să ai un basic de cunoștințe generale care trebuie să fie dezvoltat în școală, cred că trebuie să începem undeva din școală să facem chestia ce se întâmplă în facultate, știi? În facultate de-abia în anul 3 ți alegi ce vrei să fii, gen. Vreau să fiu Superman, Batman și așa mai departe.
Da, cred că tot ce înseamnă de chestiile astea practice, cred că ar trebui să fie mult mai mult încurajate. Și cred în ideea că eu aici tot timpul bat apa în piut pe treaba asta de educație, că mi se pare că e singura care de aici pleacă totul, absolut tot. Și exact. De-aia suntem unde suntem, pentru că nu avem. Și mai cred că nici nu cred că își dorește cineva să aibă niște oameni educați. Pentru că niște oameni educați își pun niște întrebări, niște oameni educați sunt mai greu de dus după... Mi-a venit o idee, cu scuze că m-a luat râsul. Mă uitam aseară la The Social Dilemma și exact asta vorbeam cu oamenii. Zic, bă, dacă am fi toți educați, n-ar mai merge ardule, pică Facebook-ul. Nu e ok, dar nimeni nu-și dorește. Adică tu ți-ai dori, nu ți-ai dori. Ți-ai dori pe unii care să te urmeze, indiferent ce ar fi, fără să pună întrebări. Ăla care pune întrebări, nu zic de tine, zic de oamenii care ne conduc și ar vrea cât mai simplu să fie toate lucrurile. Și atunci îți dorești o masă de care să te urmeze, indiferent ce ar fi, fără să pună întrebări. Adică gen oi sau știi? E un debate mișto ăsta. Eu cred că te uiți la țările unde educația într-adevăr funcționează și vezi că oamenii sunt, apropo de ce ziceam noi la început, că am putea să, adică e ok să ai discuții în contradictorii, e ok să ai polemice, e ok să ai întrebări, dar atâta vreme cât nu investești nimic în educație și 30 de ani de zile de la Revoluție încoace doar ai urmat un exemplu, trebuie să-l bombardezi pe copil cu zeci de mii de informații care mai devreme sau mai târziu oricum o să-l ajute. La fel cum, de exemplu, cred că ai putea la un moment dat, nu știu, clasa 5-a, 6-a, să te duci către o chestie de asta, nu știu, adică nu e bun la literatură, nu e bun la nu știu ce, dar nu știu, poate e pasionat de mașini și poate să devină un mecanic auto bun. Adică noi avem... Suntem la un moment dat în existența noastră în care pur și simplu oameni care făceau niște meserii nu mai există. Adică nu mai găsești pe instalatorul ăla bun, e plecat din țară sau o să vină, nu știu, peste 5 luni, când de fapt oricum da. Nu mai e nevoie atât de tare. Adică sunt niște meserii de astea care pur și simplu dispar sau e din ce în ce mai greu să găsești oameni buni și din cauza asta. Știi că toată lumea a terminat o facultate, toți suntem... Toți suntem ceva, un ceva, da. Nimeni nu mai e, da. Băi, ăla știe să facă. Aduți aminte câți erau la ASE, câți erau la drept, câți erau la jurnalism. Eu am prins generația jurnalism. Noi, în generația mea, erau, dacă nu nimereai la ceva de-astea cu relații publice și nu știu, ceva cu multe cuvinte, relații internaționale și ceva, oricum, cu relații, în general cu relații, te duceai la jurnalism și voiai să fii ESCA sau voiai să fii nu știu cine, știi? Băi, te cred. Și-a dat lumea seama că nu e nici... Ok, eu din câți oameni aveam, din 40 de oameni din grupă, sunt doi oameni care fac jurnalism. Restul, Dumnezeu cu milă. Fac ce vor. Păi da, bine punctat. Uite, mai avem un punct foarte, foarte mișto pe care ni l-a spus Loreta Isaac, care Loreta e chiar o ilustratoare din România. Îmi place mult de tot Loreta. Și face niște chestii mișto. Are împreună foarte cu... Mișto. Nu știu dacă prieten sau soț, dar au și un studio de animație foarte mișto. Și spunea că la Romanian Design Week și Art Safari sunt practic două lucruri total diferite și că frustrările vin că nu avem unde să expunem și sunt continue pentru că nu avem alte spații unde să expunem. Nu trebuie să expună nimeni doar la Romanian Design Week sau la Art Safari unde selecția e diferită. Fiindcă la Romanian Design Week trebuie să aplici și la Art Safari trebuie să fie ceva genul galerie, dar totuși crede că e o lipsă totală de spații și practic noi ne comparăm cu Parisul, Berlinul, etc. Băi, eu n-am avut nicăieri, de fapt nu, am avut anul trecut într-un spațiu expusă lucrarea și dacă e să mai aduc pe experiența aia, genera un ăsta de poster sociopolitic de făcut. Și era expus undeva aproape pe o străduță care venea de la Piața Amzei, dacă nu mă înșel, spre Victoriei. Pe acolo, pe unde, o străduță de asta mai micuță și practic spațiul era, mă jur, mai mic decât dormitorul meu. Și dormitorul meu e un dormitor de la stas, 12-13 metri pătrați. Tu chiar mai crezi în varianta asta cu să ne expunem undeva? Nu,
Eu nu prea cred în ea, fiindcă am văzut atunci că da, ok, un poster mișto, arăta mișto pe un perete, am intrat acolo, am zis salut, sunt Vlad, eu am făcut posterul ăla, bravo, ce mișto, și mi-au dat un sticker. Nu că m-aș fi așteptat să mă pozeze sau să-mi ridice slăvi sau să îmi pună covorul roșu, dar eu personal nu am avut nicio, nu știu, nu mi-a adus nimic pe plus chestia asta. Poate au văzut câțiva oameni, nu-mi dau seama. Ce mie mi-a adus pe plus și ce am văzut e faptul că am expunerea asta pe Instagram, că fac chestiile pe YouTube. Adică mie personal cel mai mult mi-a adus online și faptul că am îndrăznit să vorbesc cu oameni și am îndrăznit să-mi spun idei și păreri și că mereu în social media ăsta pe care l-am făcut eu, am gândit, băi, cum să fac, cum să ajut, cum să mai îmi expui idei și așa mai departe. Pe mine asta m-a ajutat. Deci de-aia zic, nu cred că e o lipsă de unde să expunem. Poate e o lipsă unde să expunem fizic, dar cred că de expus avem unde să expunem și cred că avem toate tool-urile la îndemână în așa fel încât să fim super expuși. Tu ce crezi? Aveam un prieten, am un prieten foarte bun care avea o galerie de artă și a ținut multă vreme în București galeria. Și odată la, nu știu, 5 luni de zile ceva, făcea câte o expoziție, aduna niște tablouri, niște nu știu ce nebunii. Și au fost tot felul de la, nu știu, Câlția, la Ilfoveanu, la o grămadă. Și nu am văzut ceva mai inutil. Adică în afară de, adică gen ea în sine ca eveniment, ca gen momentul când era o pișcotăreală de asta în care veneau niște oameni care ori erau gen pur și simplu cu asta se ocupau sau ceva genul ăsta, știau că pe data de nu știu ce mai e câte o de asta. Și veneau oameni care n-aveau absolut nicio treabă, bei niște vin acolo, te uitai sau nu te uitai, spune că e frumos, că na, în principiu, cum ți-a zis ție, cu posterul, da, e frumos, ne-a plăcut mult de tot, dar la modul ce vorbeam și înainte să începem, adică nu cred că problema ar fi asta undeva, un loc fizic unde să, cum de exemplu în muzică, de exemplu, nu mai e nevoie să ai albumul pe un format, să-l ai pe DVD sau ceva în genul ăsta ca să-l asculte lumea sau ceva în genul ăsta, știi? Adică cred că în momentul de față, gen dacă scoți un album, poți să-l scoți, să-l pui pe net, ajunge, ai șanse să-l asculte mai multă lume decât l-ai avea fizic sau ceva în genul ăsta. Pe de altă parte, da, adică cumva înțeleg și dorința voastră de a avea o expoziție undeva fizic, la modul să-ți vadă cineva lucrările, dar pe de altă parte, gen, nu știu, dacă ai vrea să te duci. Știu eu oameni care ar putea fi dispuși să-și pună la bătaie locul lor să facă o expoziție. De exemplu, îmi vine în cap acum, nu știu, magazinul de la Sneaker Industry, unde dacă ai vrea să-ți faci un eveniment sau ceva, să-ți vadă niște oameni lucrările, ai putea să o faci și într-un spațiu foarte cool în care se Uite, de întâmplă niște exemplu, lucruri. Sneaker Industry ar fi pe vibe-ul meu, ca să zic așa, știi? Și ar Da, fi o da, gândire. da. Uite, Loreta mai spunea o chestie, că discuția spațiilor în sine e o discuție lungă și depinde de foarte multe aspecte. Pentru ea în sine, fiindcă și tu ai zis că înțelegi și cred că la chestia asta te referai, o expoziție înseamnă mai mult, știi, pentru ea, știi? O impresionează că îi spune o poveste mai valoroasă, adică nu e ca un event. Eu o înțeleg pe ea și cred că are dreptate în felul ei, fiindcă ea e mult mai, nu știu, documentată și pe chestia asta, mai ales făcând școlile astea de rigoare și cu istorie artei și cu chestii, adică știe niște chestii pe care eu, pe semne, nu știu să le valorez neapărat ca ea, știi? Poate pentru mine, băi, doar ne expunem posterele undeva, pe când ea vede o expoziție într-un alt fel de gândire, știi? Și e mișto că poate pentru unii artiști ar fi bune niște expoziții de-astea. Dar uite, de exemplu, crezi că artiștii, dacă ar aborda, nu știu, branduri sau oameni care au, nu expoziții, locații, sau uite, de exemplu eu, dacă m-aș duce la Sneaker Industries și azi, salut, sunt Vlad, vreți să facem bara-bara o expoziție, că vreau să-mi expun nu știu ce. Cum crezi că ar reacționa brandurile, de exemplu? Eu cred că într-o lume civilizată, și acum nu vorbim despre România, lucrurile astea ar trebui să funcționeze cu, știi foarte bine că și dacă aș fi
Adică și eu ar trebui să funcționez după, să am un om care se ocupe de tot felul de chestii de astea, doar că din păcate suntem atât de săraci încât omul ăla ești tu. Eu sunt și ăla, eu mă duc să vorbesc cu agențiile, eu am și ideea, eu am și aia. Singura chestie... Suntem LeBroni. Noi suntem LeBroni. Da, fix așa e. Da, știu. Singura chestie pe care mi-o permit sau ceva nu să e necesară în toată ecuația asta e o contabilă pe care gen o plătesc că e acolo, na, acolo chiar da daună totală când e vorba de acte și nu știu ce, dar în rest sunt eu centrez, eu dau cu capul. Eu cred că e undeva, adică asta ar trebui într-o țară civilizată să se ocupe cineva de asta. Pe de altă parte, noi nu o să fim o țară civilizată, cel puțin o perioadă mai lungă de timp. Cred că e undeva, e un hăud ăsta între artiști și oameni care au diverse, cum ai zis tu, branduri sau așa și pe dincolo. Eu cred că dacă cumva, știi cum e, când te întâlnești cu cineva după nu știu cât timp și spui, de ce nu m-ai sunat tu? Ba tu, de ce n-ai sunat? Tu n-ai sunat? Sau ceva din ăsta, știi? Eu cred că e cea mai bună variantă în momentele astea e să pur și simplu să te duci tu către oamenii. Da, absolut. Eu asta le spun mult. Nu e rușinos sau nu e ceva rău. Adică nu e ceva rău dacă tu ai în cap nu știu ce și să te duci către cineva. Sau pur și simplu să întrebi pe cineva, bă, îl știi pe nu știu care sau îl știi pe nu știu care sau aș putea să am acces la Xulescu dacă... Exact. Asta le zic și eu. Lucrurile se leagă. Pentru că noi, ca nație, eu cred că cel mai bun cuvânt care ne definește e a te descurca. Păi să știi că da, cred că asta spuneam și eu la un moment dat despre facultate, că facultatea te învață mai mult să te descurci decât te învață orice altceva. Și cât de cât sunt de acord, fiindcă eu sunt genul de om care, na, nu pot zic că am venit art school de la 8 ani, nu, eu am venit în basketul meu și mie îmi plăcea să desenez. Ideea e că am reușit să cresc și să fac chestii mișto, zic eu, care mie îmi plac, doar prin faptul că am scris, salut, ce faci, eu sunt, uite ce am în cap. Și crede-mă că am scris multora și mulți nu mi-au răspuns, mulți mi-au dat cu sin, dar din aia 10, 15, 20 cât am scris, bă, mi-au răspuns 2-3, nu trebuie să-ți răspundă toți. Cred că la noi e și frica asta de, băi, o să-mi zică nu, nu o să le placă, la la la, și cred că avem și chestia asta și cred că asta e iar o chestie care ni se trage de copii, nu știu de ce. Știi cum era când întreba la școală, a înțeles toată lumea și nu ridica nimeni mâna ca să spună dacă n-a înțeles sau ceva din ăsta, cu toate că toată clasa nu era niciunul care a înțeles. Așa e și cu frica asta, știi? Frica de a ridica mâna, frica de a trimite un mesaj către cineva. Băi, uite, sunt așa, nu știu ce, știi? Adică în cel mai rău caz ce poate să se întâmple? Poate să-ți dea ăla cu sin, și ce? Poate să spună nu, nu se poate, dar oricum nu e ca și cum ți-a luat de la viață. Adică... Nu, da, exact. Nu ți-a cerut bani, nu ți-a luat bani, nu, nu exact. Nimic. Știi? Și văd asta gen, știi la ce văd? Văd asta că ne e greu, de exemplu, și nouă artiștilor între noi. Ce văd în afară și ce se face în afară foarte mult și mie îmi place la nebunie, e că sunt mulți artiști care colaborează, frate, întâi. Și fac și fel și fel de proiecte, nu știu. Bă, hai desenăm pe un perete amândoi. Aici, la noi, nu se fac așa multe. Se fac, sunt unii care fac chestiile astea, dar nu se face așa mult. Ne e frică și să vorbim între noi câteodată, mi se pare. Mie mi se pare că adună trei oameni care sunt dintr-un film și o să, cu siguranță se ceartă pe ceva sau se au o hateareală pe ceva. Unul dintre ei e nu știu cum, unul e nu știu cum. Adică noi întotdeauna avem asta cu... nu știu, mie mi se pare... Eu, de exemplu, dacă cineva din oamenii în care fac același lucru ce fac eu și fac o chestie mișto, eu pur și simplu, adică mă duc și spun, bă, mi se pare foarte mișto, mi-a plăcut, mi se pare tare ce ai făcut sau ceva în genul ăsta, știi? Și oamenii sunt șocați. Da, că nu e chestia aia. Ce e, faci mișto de mine? Și zic, nu frate, mă bucur, adică eu chiar mă bucur dacă un, adică știu că pare, e o chestie ciudată la noi să te bucuri că... Ciudată să te bucuri dacă cineva... Adică dacă cineva a făcut ceva bine sau nu știu ce, mie îmi place să-i spun, nu știu, de mă întâlnesc. Dacă am văzut o piesă de teatru și dacă văd un actor care a jucat în piesa aia, mă duc și spun, bă, mi-a plăcut mult de tot. Și oamenii reacționează așa, se blochează și nu știi cum să, ce... Și zic, bă, nu, dar adică nu trebuie să spui nimic, nu trebuie să faci absolut nimic, doar vreau să zic, așa am simțit eu că
E ca la Uber, știi, niciodată nu, niciodată, sau la restaurant, niciodată nu scrii de bine. Am fost la restaurantul, nu știu care, am mâncat extraordinar de bine, vreau Da. să-i dau 5 stele, a fost senzațional. Nu, scrii când nu ți-a adus mâncare la timp, când a greșit la nu știu ce, când, adică nu avem niciodată feedback-ul ăsta de bine. Noi avem întotdeauna ceva când e de rău sau ceva în genul ăsta, știi? Adică în 365 de zile a mers lumina, Enelu, Engie, Mengie, tot și-a făcut treaba, într-una din zile a picat lumina, 2 ore sau ceva din asta. Tu când te întâlnești cu cineva, o să povestești cât de căcat a fost momentul ăla de 2 ore, de 365 de zile ale anului, 2 ore în care a picat netul sau lumina sau dracu să-l ia, știi? E ca la, de exemplu ăsta, îl dau de fiecare dată. Dacă eu, prietenul tău, gen, îți cer bani împrumut și tu îmi dai de 9 ori și odată nu îmi dai, din diverse motive, că nu ai sau pizda măsii. Eu o să țin minte întotdeauna data aia când, a, ăsta e bulangiul ăla care nu mi-a dat. Nu să rețin niciodată alea 9 În care a dat. momente în care ți-a dat bani, știi? Da, Nu uite. înțeleg, nu știu de ce, nu. Bine, chestia asta cred că o să o schimbăm ușor cu timpul prin exemplu. Adică, cred cu cât oamenii văd oameni care fac chestia asta, că așa sunt și eu. Când văd chestii care îmi plac și cu care rezonez, oricine ar fi persoana aia care un like, un follower, 1000, 20.000, 15.000, 17 milioane, nu contează, o să spun, bă, mi-a plăcut, foarte fain, bravo frate, jos pălărie. Și aici cred că e ușor când nu ajungi să stai să te compari cu alții. Ți-e ușor să spui asta, că n-am, nu mă compar cu ăla, nu e treaba mea asta. Eu sunt eu. Eu îmi văd curtea mea, fac curtea mea, nu văd curtea ăluia să văd ce e în curtea lui. Dacă el face ceva bine și mie îmi place la nebunie chestia, bravo frate, jos pălărie. Dar cred că o să treacă Nu, mult mai mult timp până o să nu schimbe e o chestia la mine. rușine să spui că îți place ceva sau îți place de cineva care a făcut ceva. Adică nu e o rușine, nu e ca și cum ai îngenunchea în fața cuiva sau nu e ca și cum ai recunoaște că tu ești praf sau ceva din asta. Nu, frate, pur și simplu, nu știu, pur și simplu faci un compliment. Exact. Nu Uite, avem asta. nu, n-avem, eu cred că n-avem asta și cred că ți-am zis, asta o să se schimbe doar prin puterea exemplului, cred eu, nu știu, că nu poți să o predai în școală. Cred că dacă există Nu. oameni, cum suntem noi, din ce în ce mai mulți, bine, na, și noi le avem pe ale noastre, că nu am fi perfect și șlefuiți, dar cred că cu cât oamenii văd chestia asta mai mult, cu atât o să înceapă și ei să o facă, fiindcă, până la urmă, nu-i greu, nu știu, like, seriously, dacă vezi ceva, asta le zic și multora, băi, noi ne uităm pe Instagram, pe Facebook și pe toate astea că nu creștem, că nu alea, dar dacă tu vezi ceva, nu o să-i scrii lui ăla sau să-i dai un comentariu, să-i dai un like, să dai un share, să orice, nu o să o faci niciodată. Să zice, a, ia uite bă, ăsta a făcut acum așa și să crede el, moț. Exact ce ziceai și tu mai devreme. Dar știi câți oameni, cu câți oameni mă întâlnesc sau ceva și spun, știu absolut tot, pe unde am fost, poza aia nu știu de care, de unde e, că am fost la restaurantul nu știu care, că n-am fost nu știu unde și nu știu ce, dar niciodată nu-i dând like. Da, exact. Și like. Niciodată. Adică niciodată nu o să-ți dea el, persoana respectivă, dar când te întâlnești cu el o să-ți explice că ai fost acolo, că știe, că ai pus postorii, că ai pus parea. Deci cumva te urmărește, dar într-o umbră de aia în care Adică. adică, de exemplu, pe Facebook sau ceva în genul ăsta, există un gen de oameni care nu dau like pentru că, gen, dacă dai like, Te Facebook urmărește. îți arată, nu, Facebook îți arată și după aia o să vadă prietenii lui că a dat like lui Xulescu sau ceva în genul ăsta, știi? Da, deja începem și o să, mai avem puțin și intrăm în debate about the social dilemma, gen, vorbind de filmul ăla. Cam așa e. Uite, ne mai zice cineva o chestie care mi se pare super mișto acum și care cred că se pupă pe ambele spețe. Pe ce facem amândoi, cred că am avut mereu nebunii de-astea. Ne zice Sergiu, hai să vorbim puțin despre percepția clienților, știi? Care nu au treabă cu arta și cum percepe valoarea designului sau unui produs, etc., etc. Și cum credeai că ceea ce facem noi îl poate face oricine și nu ar trebui să coste atât? Cred că ai avut și tu probleme de astea pe ceea ce faci la viața ta, gen Da, să... tot timpul. Păi îți dai seama că e o chestie de... Eu acum te întreb un lucru. Fiindcă mie mi se întâmplă des să cotez, să explic, să argumentez, fac breakdown până la fiecare, na, euro în parte, leu în parte, ce vreți voi. Și lumea totuși tot îmi zice chestia aia, a, stai bă, că ce, milioanele, ceri extraordinar de mult,
ce-i drept, eu când vreau să fac o ilustrație cer de la 1 milion de euro în sus. Cam așa e, că dacă Pare nu-mi corect. dai 1 milion, nu pot să trăiesc. Și totuși eu după aia am un loophole acum, care totuși cineva mi-a zis și mi-a zis ceva bun, că până la urmă fac un bine și am acceptat chestia asta, dar eu stau și petrec timp cu clientul ăla încă vreo jumătate de oră, o oră, în care să-i argumentez și mai bine și să-i explic de ce. De ce costă atât, care e fiecare explicație pentru fiecare cost în parte, te-ai regăsit vreodată în situația asta? Adică să-i explici pur și simplu, băi, uite ce fac eu, ce fac eu costă, ia timp, uite de ce costă atât, uite că dacă îți creezi un brand, îți creezi mai mult decât un logo care tu crezi că ar trebui să coste 25 de euro, nu 500 de euro, de exemplu, și așa mai departe. Da, pentru că sunt mulți oameni care nu e o chestie de asta, că și la noi, suntem cumva la început în toate și suferim de habarnism, că nu știm. Toată lumea își dă cu părerea, toată lumea știe, dar de fapt știi cum e, că toți doar bâșbâim în jurul cuvintelor de-astea, influencer, căcat pansat sau alte cuvinte de-astea. Și da, pe de-o parte, gen, totul pare super simplu. Gen, ai luat telefon, ai făcut o poză și aia a fost, știi? Doar că și când aud de-astea discuții de-astea și vine unul și spune o sumă de-asta care, nu știu, gen, e cât mă duc eu la Mega Image să cumpăr acum, gen, un coș de ăla, poți să zâmbești, să te uiți la el, să-i spui că na, poate a greșit sau ceva în genul ăsta, știi? Pentru că, cumva, chiar dacă pare așa o chestie super banală, totuși, nu știu, gen, am adunat vreo 380.000 de oameni pe Facebook, vreo aproape 90.000 pe Instagram, care nu pot să-i... Adică, niciunul dintre ei plătiți, adică n-am dat niciodată niciun leu în absolut nimic. Nu e ca și cum aș avea foarte mulți bani și am băgat niște bani și am făcut 100.000 pe Instagram și gata, după aia pot stau liniștit. Adică e o muncă. E o muncă în ani de zile în care gen, pur și simplu te duci, exact, cum mai sunt chestiile astea, știi? Te duci afară sau ceva din ăsta cu un proiect. Oricum, gen, am fost, nu știu, am fost la Barcelona cu ceva cu Heineken și eram din România, eram singurii rupți care n-aveau un impresar sau, adică, un om care se reprezinte, gen. Da, unul care te reprezintă, un fotograf. Unul care să spună ce trebuie să faci, cum să, unde să stai, unde să nu știu ce, știi? Noi centram, noi dăm cu capul. Exact, și da. Uite, vezi? Puțin la... astea legate de bani, știi? Și mai ales în treaba voastră, știi? Mi se pare că sunt, adică tocmeală sau de-astea, gen, păi, atât, știi? Adică mi se pare că... Nu știu, am un prieten care face graffiti și tot felul de nebunii de astea și a avut o întâlnire la cineva și i-a spus, negociau prețul, nu știu ce, știi? Și la un moment dat ăla a zis, păi, de bani ăștia puneam tapet. E o abordare mai smulsă, ca să-i zic așa, știi? Da, adică dacă ești genul care următoarea discuție din puneam tapet, e foarte greu să explici unui om ce înseamnă o ilustrație și cât timp... Eu, de exemplu, când am făcut chestia aia cu ilustrațiile și au fost oameni care mi-au cerut niște sume pe care eu nu le-am putut plăti, nu am stat să negociez, pentru că mi se pare, păi, îți mai dai eu 30 de lei, tu mai dai 7, eu pun mai multe taguri și toată lumea e fericită, știi? Nu mi se pare că e un respect pe care l-ai față de omul ăla și dacă omul a venit și ți-a spus suma X și tu ești nu ai de unde, că, repet, ce am vorbit și mine, în privat, nu sunt milionar în euro, adică... Nu, exact. Da. Nu, am o trotinetă și cam asta e tot ce am. Nu pot să-ți permiți, adică, pur și simplu, nu îmi permit. Și dacă nu-mi permit, pur și simplu spun, bă, nu-mi permit și la revedere, drum bun. Mi se pare să înceapă o tocmeală. Eu ți-aș da atât, tu mi-ai da atât, mi se pare că nu știu, adică nu ești la piață unde ai un kil de mere și nu știi dacă poți să iei și 10 lei pe el, poți să iei și 3, te-ai bucura dacă ai luat, la început te bucurai și dacă luai 50 de lei, după aia la final când vrei să pleci acasă te bucuri și dacă iei un leu, adică cumva nu,
E același lucru. Și tot ce înseamnă artă, că până la urmă e căcat. Dacă stai să te gândești, nu știu, de ce costă Picasso atâta, nu e ca și cum începi și faci. Păi ce lungime are tabloul ăsta? Cât a stat Picasso să mâzgălească? Cât a stat să mâzgălească? Până la urmă ce e? O mâzgălitură, nu? De ce culoare? Păi a folosit două culori. Păi dă-l morții, mă, și dă banii ăștia. Puneam tapet. Exact, puneam tapet de banii ăștia, știi? Adică dacă discuția la tot ce înseamnă artă sau orice chestie de genul ăsta, nu e de 2 pe 2, 2 ori 2 egal, adică nu e ca la, știi, cursul, trebuie să dau 100 de euro. Scrie acolo curs euro și dai, e 4,8 și știi că trebuie să-i dai lui ăla 480 de lei. Nu e atât de simplu. Exact pe ce zici tu acum, uite, cineva, Andreea, ne-a spus așa, că bă, mult timp la noi s-a promovat și încă cred că se mai promovează chestia asta, munca fizică, palpabilă, gen, bă, azi ai săpat 8 ore. Punct. Ești cel mai șmecher, pe alea 8 ore ei, nu știu, 10 lei pe oră, etc., etc. Mi se pare un argument super bun. Vis-a-vis de chestia asta ce ai zis și tu, băi, frate, sunt total de acord cu ideea asta. Bă, tu nu mă plătești pe mine cu că e pe 2 pe 2 sau că eu s-o travă și scot telefonul și poate îmi fac o poză și pe ăla e și tu zici că e simplu. Nu, practic, plătești toată munca din spatele conceptului, până la urmă. E ca la restaurant. La restaurant plătești 12 lei o bere, adică iai 3 lei la Mega Image. Exact. Tu plătești 12 lei că te-ai așezat pe un scaun acolo, că ți-a venit un băiat și ți-a servit la masă ce ai vrut tu să comanzi, că e lumină afară, că e și o muzică, că la un moment dat, nu știu, se va întâmpla ceva, un concert acolo în ăla, adică sunt mai multe chestii de astea, iar la artă chiar e... E greu. Eu cred că e la greu. Artă aici... E greu și cred că pentru voi e greu să... Până la urmă e munca ta, știi? Mai sunt oameni care ne spuneau, domne, eu la asta lucrez nu știu cât, știi? Băi, nu, total, pentru ce ai făcut tu acolo, ți-am zis, eu am toată stima și respectul și mi-a plăcut încă de la început că ei trata pe toți oamenii la fel și cu respectul cuvenit. Când tu nu ți-ai permis, ai zis, bă, nu-mi permis. Punct, adică, pana mea, dacă ai putut și ți-ai permis, ok, s-a făcut. Dacă a fost un alt fel de colaborare, cu atât mai bine. Până să da, intru, adică să continuăm... Spune să continuăm subiectul ăsta, că o să-l luăm și pe ăsta, să-l închidem pe ăsta cu banii și cu nebunia. Eu cred că pe partea asta la noi ține de noi, mai ales artiștii, persoanele, să fim poate mult mai deschiși, mult mai transparenți unii cu alții, să încercăm să ne ajutăm unii pe alții, să ne mai fie frică așa rău să vorbim între noi de bani, că până la urmă, pana mea, toți facem bani, nu e rușine că faci bani. Mă rog, în limitele bunului simț, că poate lucrez cu niște companii care nu pot să, e non-disclosure. Dar oricum poți să dai niște exemple de niște proiecte mai mici în care și ei să aibă referințe. Și cred că trebuie să avem la nivel de comunitate niște discuții între noi mult mai deschise, nu știu, să facem roleplay, frate, habar n-am, să ne testăm unii pe alții, ca să putem. Și în același timp, cred că fiecare artist care are o voce și care poate să vorbească și ai un Instagram, frate, ai o orice... Vorbiți, frate, deschis despre probleme. Nu dați nume, nu trebuie să arătați cu degetul, dar spuneți ce ați învățat din experiențele alea, fie ele bune, fie ele rele. Fiindcă lumea învață, lumea se uită și cred că chestia asta e căutată și eu cred că ar ajuta foarte mult la procesul ăsta, în așa fel încât și clienții să vadă. Că eu, de exemplu, și chestiile astea pe care le discut cu tine și cu toată lumea care a fost prezent aici, nu vreau să le vadă doar oamenii care lucrează în domeniu. Vreau să le vadă și oamenii care sunt clienți, să-și dea seama, bă, stai puțin, au niște bube oamenii ăștia. Cum le rezolvăm? Știi? Și plus că, știi cum e, ca la problemele se rezolvă doar dacă sunt discutate. Dacă tu, gen, iei murdăria și o bagi sub preș, ea va rămâne sub preș. Și se și strânge. Întotdeauna. Și se și strânge. Și mai multe, și mai multe. Dar cred că aici e un cuvânt pe care tu l-ai spus, să ne unim, sau să, așa, un cuvânt care cred că e mai greu de pus în practică. Noi suntem, în general, suntem buni, de exemplu, dacă unul din Breazlă sau ceva din ăsta face chestie de căcat și atunci putem să-i dăm toți în cap, atunci ne adunăm toți să-i dăm în cap. Dacă e o chestie o chestie bună sau ceva din ăsta, sunt mai puțini oameni care sunt dispuși să pur și simplu să zică, bă, mi-a plăcut ce a făcut ăsta. Nu știu de ce, băi, nu știu de unde. Și eu am avut problema asta odată, adică și eu am dat cu... bâta în baltă la un moment dat, dar na, sincer am recunoscut și mi-am cerut scuze, doar că
practic ce am zis-o eu, am zis-o cu un fel de mini-hate. Nu prea s-a înțeles ce vreau să spun eu, că am reacționat așa la cal, dar după pur și simplu, I owned it, mi-am cerut scuzele de rigoare și am mers mai departe și am încercat să învăț din chestia aia, știi? Dar nu e ceva rău să greșești, nu e ceva rău, că cu tuturor li s-a Da, întâmplat mă. să pur și simplu să ai o reacție, nu știu, la cal să spui, bă, nu știu ce, știi, după aia Să să faci regreți. căcatul praf, Nu da. e o rușine să spui, bă, îmi pare rău sau ceva genul ăsta, și asta e o problemă și aici. Da, nu e o rușine. Eu, Nu de e rușine. exemplu, uite, ca să și zic, să nu zic că lumea că mănâncă căcat, la partea aia, nu știu dacă o știi, pe Wanda Hutira, au făcut cei de la Da, știu. Mechean Știu chestia discuția, aia da, cu... știu. Exact. Și s-au dus mulți că mamă l-au copiat pe tipul de la Vandal. Da, Eu îl ăsta, adică. știu, exact, tipul pe Mark. Eu îl știu și stimez și îmi place foarte mult ce face. Eu acolo am avut o reacție stupidă la cald, n-am vrut neapărat să mă iau de Wanda sau de ce a făcut agenția, doar că am zis-o aiurea și am recunoscut și am zis, frate, recunosc că am făcut căcatul praf, scuze, doar că pentru mine aș fi ținut ca poate mecheanul ca agenție sau așa să abordeze artiști să vină pro bono pe partea asta, ca fiecare să-și exprime mai mult creativitatea și așa mai departe. Și, sincer, mie mi se pare că trebuie să învățăm și să own it, gen. Nu, bă, ai greșit, dă-ți seama că ai greșit și recunoaște, frate. Bă, am greșit atunci, ok, eu ilustrez cu pana mea, am greșit, am dat cu buta în baltă. Dă-ți argumentele, încearcă să-i explici, încearcă să vezi și opinia omului ăla și vorba ta, frate, să o discuți, adică debate it, gen, nu fim, hai să nu strângem supreși. Oricum, după treaba aia, cred că a rămas mai multă lume cu impresia, adică gen cu imaginea în cap și cu povestea hate-ului de după, decât cu Da. alea în sine, știi? Adică am văzut acum la Art Safari, erau trei Trei lucrări exponate. de acolo, da? Și discuția tipului era fix asta, care prezenta știți asta, nu? Conform, gen scandalul, nu știu care, știi? Adică lumea nu e gen, uite, așa sunt pentru doctor și pentru nu știu ce, așa și Ai pentru. știu. Nu. Știți, astea sunt alea cu scandalul ăla. Dacă mai țineți minte, când ne-am bălăcărit noi atunci și ăia Da. s-au bălăcărit, astea sunt. E, uitați, astea de aici. E. Gen. Și ăla mi se pare că a fost un punct așa pe minus, dar sincer din care am învățat multe chestii. Dar e normal să greșești. Nu e nimic rău în asta. E Da. normal să ai o reacție de căcat la un moment dat. Dar ce rușine. Nu ești Nu, nu. nici ultimul om care are reacția. Exact, asta Asta și zic. care mi se pare tare, gen la modul să ai o reacție de căcat și după aceea să zic, bă, îmi pare rău, am greșit, Yeah, nu m-am gândit de două ori. own it, gen, Da, știi? Pula da, mea, da, dar nu e rușine sau nu ce e care drept, e asta. știi? Mie nici nu știu ce s-a întâmplat cu discuția cu aia, că mi s-a părut Nu, pur și simplu au făcut, tipul de la Vandal făcuse chestia aia cu doctorul, cred că înainte sau chiar la începutul pandemiei, știi? da, pandemic, am și eu tricou acasă, da. Așa, și după ei au făcut pe tot ce le-a mai rămas ca spațiu publicitar, inside job, cred că au lucrat toți arții dinăuntru, dacă am înțeles bine, nu știu, nu vreau să mănânc căcat, cu diferite ipostaze de genul. Icoană, dar ilustrată, știi? Și acolo, practic, tot așa, cineva i-a spus tipului de la Vandal, băi, asta e făcută de tine, nu, bro, nu e făcută de mine, e o campanie McCann, la la la. Și de acolo s-a dus o discuție destul de aprinsă, cu mult hate și la care cred că am participat activ destul de mulți. Eu, ți-am zis, personal, am zis la cald, dar nu cred că m-am făcut înțeles cum vreau. După am spus, am vorbit, mi-am cerut scuze cu scuzele de rigoare și am vorbit cu oamenii care mi-au atras atenția. Adică mi-au zis, bă, vezi că tipa aia e o tipă mișto care face chestia. Am zis, ok, fine, let's debate it. Nu am nicio problemă. Și cred că am învățat multe chestii de acolo, părerea mea, știi? Și cred că așa ar trebui să facă toată lumea, știi? Dacă nu e o rușine să greșești, nu e o rușine să dai cu bâta în baltă, dar own it. Cred că mai degrabă e o rușine să tot te ascunzi după, nu știu, curuvacii, habar n-am, nici nu știu cum să mă exprim, să zici, a, n-am zis eu aia, n-ați înțeles, a, și de fapt să nu fie un debate productiv. Mai mult e unul de la care tot vorba ta, bagi praful sub preș. Ca să mergem mai departe, zi-mi de inițiativa asta ta. Cum a rezonat LeBronul din tine? Băi,
cred că aș putea, nu știu, cred că a fost un moment de la, zi-mi dacă greșesc, a fost în capul tău, băi, cred că pot cumva să ajut sau să fiu suportiv pe partea asta de ilustrație sau cu oamenii creativi sau cum? Care a fost procesul? Cum te-ai gândit? Da, așa am, cunoscând niște oameni din jurul ilustrațiilor. Acum am un fapt aici, unul care îmi place mult de tot. Shout, shout, shout. Opa, Ghica, Ghica Popa. Ghica.popa, oameni buni, dacă vreți îl găsiți pe Insta. Găsesc pe Instagram. Pornind de la asta, mă gândeam că, na, ca orice, eu încerc să ajut cât pot de mult cu ce pot să am eu, vizibilitate, nebunie, căcat. Diversi oameni din diferite medii, că acum că sunt actori, că sunt na, orice artiști, e ok că se întâmplă asta și că pot să fac asta. Și m-am gândit că în perioada asta, probabil că stând acasă și ne mai lucrând, au avut mult de suferit oamenii din treaba asta, din ilustratorii. Și ne-am făcut în cap la modul să, pur și simplu, să vorbesc cu cât mai mulți oameni, să încerc să descoper cât mai mulți oameni, pentru că gen mi-a luat ceva timp ca să știam unii, dar după aia am descoperit foarte mulți, am stat de vorbă cu mulți și am pornit de la o ilustrație eu cu nevastă mea, care e undeva prin casă pe aici, Anima Lenas, care o cheamă pe tipă. Am făcut-o pe aia și după aia am zis, bă, dacă tot am făcut-o pe asta, hai să încep să vorbesc cu mai mulți oameni, să fac o serie de asta de ilustrații. Și na, m-am trezit abordând mai mulți oameni, printre care și tu, abordând oamenii, încercând să fac un soi de, adică să, eu în capul meu asta a fost, știi, cumva să dai o mână de ajutor. Și limita unui buget pe care l-aveam la dispoziție, să încerc să pot să fac ceva și să-i ajut. Acum, că au fost oameni, cum ai fost tu, care nu mi-au cerut niciun ban, au mai fost niște fete care au fost așa mega săritoare și nu au avut niciun fel de pretenții la modul gen bucură-te de ilustrație, o pui la tine, ne dai și nouă tag și la revedere, drum bun. După aia au mai fost oameni cu care am care mi-au dat niște sume pe care am putut să le plătesc, că au fost 70 de euro, 100 de euro, Bugetul 200 tău. de lei, habar n-am, da. Care Da, se... adunat, nu știu, probabil că a fost ceva, vreo Păi, nu 5.000 de e... lei sau ceva în genul ăsta. Și după aia au fost niște oameni cu care, na, la care, de la care mi-am dorit foarte tare să fac niște ilustrații, doar că unii dintre ei au fost, adică pur și simplu mi-au zis niște sume pe care, na, Păi, nu era un buget, dar asta nu înseamnă erau un că buget. Și nu... nici n-am încercat să fac ce vorbeam mai devreme, știi? Uite, Să te exact, potocnești. asta am respectat, adică Să fie o potocmeală de aia, bă, dar ai zis 1.000 de euro. Păi, uite, eu mai am 600 și Îți dau follower de 400. îți mai dau follow, da, și îți dau două hashtag-uri, nu unul. Adică, și mi s-a părut că nu e, adică dacă pur și simplu depășea bugetul meu, și au fost multe cazuri, nu, am zis, bă, e ok, e munca voastră pe care o respect, că din asta plec, adică plec de la, am crescut într-o familie din care taică-mi era actor și în care înțeleg și na, am trăit toată viața cu frustrările pe care le avea el, că la modul de prost plătit, adică când a fost discuția de la ce facultate să dai, eu am zis, bă, aș vrea și eu să fac teatru și mi-a zis, bă, nu mai ai nevoie de încă un muritor de foame în familie. Și s-a terminat discuția unde să dai.
S-a terminat, nu știu, te duci doctor, inginer, avocat, whatever. Da, fă-te și tu ceva. Adică ai, apropo de ce ții tu, meserie de aia, să sapi, să faci ceva. Fă ceva palpabil. Fă ceva palpabil, da, se vadă că pleci de acasă și că te duci la o uzină și că faci niște ceva. Și Știi, după aia să te întorci. poți să bagi bonul ăla, știi, să se audă clink, clink, știi, Da, când da, da. intri, când ieși. Pontezi acolo. Păi, nu, mie mi s-a Și părut am foarte înțeles faină de fapt, inițiativa asta. da? Da? Mi s-a părut super, super șmecheră, de-aia am și fost unul care a rezonat cu ea. Și asta, țin să le spun tuturor că pe urma acestei colaborări pe care am avut-o, că eu chiar nu am cerut, n-am, sincer, la momentul ăla n-am văzut. Băi, vrei să o pui pe Instagram? Ok, nu m-a ajutat cu nimic în plus, în minus. Poate dacă aș fi zis o anumită sumă, poate ai fi zis, bă, nu-mi permit. Și atunci, nu știu, am văzut, bă, eu văd posibilitatea asta de colaborare și, sincer, pentru mine personal chiar a fost fructuoasă. Adică chiar am ajuns să vorbesc cu niște oameni foarte mișto și chiar tot așa, prin intermediul Otravă, na, vă spun eu tuturor, am ajuns să vorbesc cu cei de la Red Bull. So, yeah, for me it was like a blast. Și de-aia, na, e normal, respect ce ai făcut, mă bucur că, na, ai întrebat și ai vorbit deschis cu oamenii și că le-ai respectat munca și totuși, până și azi, mă uit câteodată și mă oftic eu, gen zic, bă, stai puțin, Otravă dă share la 30 de artiști să moară Petri și eu stau să-l urmăresc eu pe Otravă ca să văd niște artiști noi când ar trebui să fac eu asta, știi? Da, dar na, știi cum e, că eu intrasem pe filmul ăsta și încerc, am, na, și stând acasă perioada aia, așa încercam să-mi Lungă. descoper și mă duceam mai săpam și mai găseam câte unul și încă unul și încă unul și Da, încă unul și încă. uite, întrebare mișto. Cum să pai, frate? Adică cum ai ajuns? Cum e, că bănuiesc că nu ți-a recomandat toată lumea pe toți. Cred că a fost o căutare, gen, nu știu, căutai hashtag-uri, nu știu, chiar sunt curios. Nu, nu, nu m-a adică nu, n-am avut asta de recomandat sau ceva în genul ăsta. Foarte, nu, am avut, cred că, unul sau doi oameni, ceva în genul ăsta, care mi-au recomandat mai departe. Dar în rest, pur și simplu, mergeam așa, bătrânește, dintr-unul în altul, din, nu știu, A, ce X-ulea avea de la follower-ii Cluj. la cine Da, urmărea și pe cine? X-uleasca de la Cluj avea și ea, la rândul ei, urmărea pe nu știu cine. După aia intram pe acolo și mă uitam pe fiecare în parte. Plăcea unul, după aia mă duceam la... Și urmărea și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, și tot așa. Și au fost niște fete foarte, foarte mișto cu care am ținut legătura după aia. Cred că o tipă din Cluj și una... Nu mai știu. În fine, dar oricum a fost, adică, și au fost surprinzător, am avut reacții foarte mișto așa de la unii oameni, știi? Pur și simplu care au zis, ba, mi se pare super tare, nu știu ce, știi? Păi Da, am avut și de alte nasoale, dar, na, până la urmă... îți dai seama, nu puteau să fie toate, știi cum e, nu putea Da, să fie n-ai cum. totul perfect, trebuia să fie, na, fiecare om e un individ na, e un individ naște separat de altul, nu suntem toți la fel și era de așteptat. Dar, na, e de apreciat că sunt oameni care au văzut un potențial și sunt alți oameni care, într-adevăr, au cerut ce li se cuvine lor, în caz că Da, mă, e ție. normal, până la urmă e munca lor. Da, Dar știi cum munca e. e pe bani. Eu, în momentul ăla, aveam niște proiecte care curgeau, eram ok, adică eu asta mi-am zis. Poate dacă n-aș fi avut niciun proiect, de exemplu, și m-ar fi lovit chiar așa rău pandemia și chiar eram desculț, ca să zic așa, poate aș fi zis și eu o sumă. Na, nu-mi dau seama. Adică trebuie să ne gândim că poate și oamenii aia care au zis anumite sume de bani nu erau în contextul pandemic cel mai bun, ca să zic așa. Și poate Nu, chiar le-au folosit și a fost bine. cu siguranță au fost oameni care au fost și ți-am zis, adică la modul gen, dacă erau sume pe care puteam să le plătesc, le-am plătit cu cea mai mare plăcere. N-am avut, că tocmai asta era ideea, gen să-i ajut pe niște oameni, știi, cumva. Dar au fost, ți-am zis, au fost oameni care pur și simplu au zis niște sume pe care chiar nu le am, că nu sunt, adică în ciuda faptului că din exterior pare că, nu știu, noi suntem niște oameni care vin unii și ne umple buzunarele cu bani și nu mai știm pe unde să mai punem banii. Adică nu e departe de adevăr tot mitul ăsta.
Și nu suntem, cel puțin eu nu sunt din categoria care vin brandurile și îi îmbracă în bani, știi? Eu chiar nu. Absolut. Cred că la... Oricum, overall, dacă stau să mă gândesc chestia asta pe care o văd acum, vorba ta, influențăreala, nebuneala, mai ales pe partea asta, art mode, gen, știi? Cred că, nu știu, cred că la noi e încă la început chestia asta și cred că încă de acum o să crească zona din ce în ce mai bine și mai mult, în care o să găsești, nu știu, hai să nu spunem influencer, nu știu, îmi place să zic artist sau ilustrator, dar practic, uite, de exemplu, ca și artiștii, cum sunt și în afară, artiștii, băi frate, îl vezi pe unul care pictează super mișto și ai un magazin de-astea, de arte, give him some shit, make him, nu știu, ambasador, stuff like that, știi? Cred că încă suntem la început și cred că încă ușor, ușor, dar acum o să înceapă să prinde și la noi chestiile astea din ce în ce mai mult, știi? Bine, de exemplu, după ce am făcut asta, scriau oameni din agenții. Băi, am vrea să facem ceva pentru brandul X, vrea să facem cu un ilustrator. Tu știu că ai vorbit cu mai mult sau cu ceva în genul ăsta, dacă ai pe cineva să ne dai, știi? Acum ești curator, să nebunesc. Curatorul Otravă. Cumva mă gândeam așa, știi, adică pur și simplu, adică sunt oameni care... Na, sunt plătiți pentru asta, știi, pur și simplu să faci... Fă-ți agenție de reprezentanță. Da. Să te agent. Mă gândeam așa, știi, adică pana mea, până la urmă încep și urmărești niște oameni acolo, că nu e atât de dificil să cauți niște oameni. Da, uite, vorbind acum, e o idee de business foarte bună. În România nu există, sau cel puțin nu există din cunoștințele mele. Dacă e cineva care știe ceva de chestia asta, hit me up, dar în România chiar nu există așa ceva. Omul care să fie reprezentant și să aibă fix contactele pe care le ai tu, fiindcă tu ești undeva middleman, ca să zic așa, știi? Adică ai contacte cu branduri, ai contacte cu ilustratori, știi? Da, oricum mi se mai întâmplă la diverse agenții să mă sune și să mă întrebe. Un spațiu unde, de ăsta, de comercial, apropo de ce zicea mai devreme, Loreta. Ai vreun spațiu sau ceva din ăsta, știi? Mm-hmm. Adică eu am și spațiu. Dar na, vorbești cu niște oameni și se leagă până la urmă. Și apropo de ce ziceai de existența unui spațiu fizic, știi? Tot așa, la modul din om în om, știi? Să vii cu exact ce spuneai tu, că tu nu ți-e rușine să întrebi. Că nu e o rușine să întrebi. Nu, niciodată mi-a fost... Și să te duci către cineva și să-i spui ceva, știi, la fel. Adică, uite, de exemplu, dacă în momentul de față cineva mi-ar spune, bă, vreau să fac o expoziție sau ceva în genul ăsta, cu siguranță aș găsi în momentul ăsta două, trei spații în care oamenii ar fi de acord să facă ceva, și doar să-i lipești pe oamenii ăștia, știi, gen să faci o legătură... O recomandare, cum s-ar spune. O recomandare, exact. Și la fel cum... Atunci când a fost discuția cu Red Bull sau cu nu știu ce, n-am făcut niciun fel de exercițiu de să mă gândesc cine ar putea să fie. Adică erai tu clar, adică nu... Da, și uite, vezi, chestia asta cred că e valabil pentru fiecare artist care a colaborat cu tine, fiindcă, nu știu, au intrat sub spectrul ăsta al tău, ca să zic așa. Și băi, sincer, acum, ok, poate sunt niște artiști care sunt consacrați și deja au niște legături cu branduri și... Poate le-ar fi fost greu să facă chestia asta sau, da, poate ar fi avut nevoie de... Au fost oameni care erau implicați cu, aveau în diferite chestii cu branduri în momentul ăla și pur și simplu mi-au refuzat. Mi-au zis, bă, nu pot pentru că am cu brandul ăla, iau o grămadă de bani de la ăla și vreau să mă concentrez. Total acceptable, dar mă refer acum la chestia asta pentru oamenii care sunt mai la început, care aspiră să facă ceva, care sunt pe drumul lor acum așa și cresc ușor, ușor, știi? Până la urmă, sunt sub, nu știu, au fost puțin expuși către niște branduri oarecum, mai mult decât follower și like-uri, dacă stai să te gândești. Părerea mea. Și eu zic că, adică, trebuie să vezi dincolo de, cumva, dincolo de treaba asta, știi, că like, share, nu știu ce, au mai venit 200 de oameni sau nu știu ce. Asta e un căcat. Fuck it, da. Dar mi se pare că de fapt e din idee gen pur și simplu, nu știu, poate ai rămas în mintea cuiva, poate cineva care, nu știu, de exemplu am oameni care
Zic, băi, am început, am scris, scriu o carte, gen, am găsit unul dintre ilustratorii tăi, mi s-a potrivit în ce făceam eu și îmi ilustrează cartea. De exemplu, fără să îi fi legat eu, să-i fi zis, bă, cum o cheamă pe aia, nu știu ce. Adică, pur și simplu, ăla s-a uitat pe Instagram, nu știu dacă a dat like sau n-a dat like, că nu contează. Adică, dincolo de asta, trebuie să vezi lucrurile care se... și un soi de... nu știu dacă de expunere sau ce căcat e, pe care nu o ai, știi? Adică, la modul... Da, uite, chestia asta mi se și ai putea să vezi și mai departe, știi? Păi... trebuie să rânduim cât de cât să strânge rândurile. Pentru cine ne mai urmărește acum, dacă aveți întrebări pentru noi sau, nu știu, orice ați vrea, mai avem gen vreo 10 minute, un sfert de oră la care răspundem la orice tip de întrebare. Aia cu bani. Câți bani? Eu v-am spus, de la 1 milion de euro în sus. Dacă vreți voi, ilustratorii care sunteți aici, să facem o bere și să vorbim despre bani, cu cea mai mare plăcere, vin și vorbim despre bani. Vă zic pe numere... unde pot să zic, vă zic. Dar cred că asta ar trebui să fie undeva la noi, nu știu, în comunitate sau, nu știu, într-o discuție separată, doar pe chestia asta și să fie, de fapt, un debate. Deja văd o emisiune așa între mai mulți ilustratori și să facem un debate. Să fie ca la unde ăsta electoral. Și tu câți bani ai luat? Da, și da, știu eu de la nu știu cine că ai luat pentru aia, ai luat mult mai mult decât ai zis sau ceva din asta. Am informații. Bine, ți-e clar că nu poți să, adică nu poți să ajungi la un moment dat, adică, dar măcar, nu știu, la, să ai un, să ai, ai niște colaborări cu niște oameni sau să, pur și simplu, să te înțelegi cu niște oameni, știi, din breaslă. Acum nu te gândi la varianta ideală în care toată lumea se va... Nu, nu o să, n-o să vorbea, adică, mă rog, nu zic acum că când discutăm despre chestia asta de bani, ar trebui să... stau acum să aduc 7000 de Excel-uri și să arăt facturi, gen, Doamne ferește, da. Sau să stau. Nu, eu când vorbesc despre chestia asta de bani, cred că ar trebui să fie un learning process între noi, în care să ne răspundem la niște întrebări. Și sincer, uite, de exemplu, chestiile pe care pe mine mă ajută cel mai mult, frate, simulare, roleplay, mă jur. Deci exact cum, nu știu dacă câți dintre voi ați fost la interviuri la viața voastră, dar să faci un roleplay la un moment dat, pe baza acelui job pe care l-ai tu, cum te porți, cum te ai. Și mie mi se pare foarte faină ideea, și am mai făcut-o asta și am mai exersat-o, să faci roleplay pe chestia asta. Eu sunt client, tu ești provider. Și să discuți și să dai un context, na, mai actual, să dai cât de cât un context care poate să existe în viața de zi cu zi, știi? Și să vezi la ce se leagă omul ăla, de ce se leagă și după aceea să-i explici din experiența ta. Băi, uite la ce m-aș gândi eu. Eu, de exemplu, când cer bani cuiva, mă uit cine e acel cineva, cine e acel brand, unde apare. Eu, și eu la fel. Exact, că nu de poți exemplu, să... De exemplu, e o chestie total diferită. De exemplu, și eu recunosc asta și o spun tuturor, n-am niciun fel de problemă cu ea. Dacă e Barda, e brandul care vine printr-o agenție și e un ceva monstru, nu mi-e rușine să cer mulți bani. Adică chiar n-am niciun fel de... nicio jenă. Păi, nici nu trebuie să avem jenă. Adică... adică dacă e X care gen are și-a deschis un restaurant cu 3 mese și mai e și prieten cu mine sau gen spune bă, am nevoie să mă ajut sau ceva, niciodată n-am cerut bani de la absolut nimeni, adică absolut niciodată, nu aș cere, mi-ar fi rușine de mine, da, adică, da. Uite. Dar pe de altă parte, dacă e, vine Danone și spune bă, am ceva, nu știu ce, bă, Danone, mâncați așa, ai... fără niciun fel de problemă. Ești în toată țara, gen, ești expus la toată populația României. Pe când dacă vine Ixulescu care își deschide o cafenea și e doar una, nu știu, pe o stradă în București, e o diferență. Și ce mai spun eu, exact ce mai zice, băi, nu suntem în domeniul ăsta al nostru creativ, nu suntem la piață. Nu cumperi mere la kilogram și atâta costă merele la kilogram. Da? Tot din educație, că de aici vin toate. Ce vorbeam la început, totul e un cerc care se strânge. Da, tot din educație ajungi să spui la un moment dat ce ziceam eu, știi? Bă, păi mai bine puneam tapet. Boss, tu dacă ai ajuns să ai o discuție cu mine, eu artist, și mi-ai zis, bă, vreau asta, asta cu tapetul nimic trebuie să existe. Adică nu, dacă tu ai ajuns să, adică noi am ajuns să vorbim acum despre așa, vorbim despre așa, punct. Adică nu trebuie să, n-ai cum să te întorci la tapet. Adică nu, tapetul ai avut la un început, când aveai în cap, nu știu ce. Cât aveai tu în cap
Ideea, Să uite, și cu asta, știi, gen... asta cu asta vreau să debat, să fac debate puțin mai. Deci mă jur, mi-a aprins luminițele. Băi, n-am nicio problemă cu oamenii care intră pe mine și na, sunt oameni normali, care na, nu știu, nu se leagă cu domeniul și așa mai departe. Și zic, bă, vreau și eu o ilustrație, punct, și aia e propoziția. Băi, dar mor când ești un brand sau vrei să fii un brand sau vrei să ai un business mic, mijlociu. La mari n-am ajuns, că dacă ar fi și ea mari sau agențiile așa, ar fi penibil. Dar zona asta de început, băi, dacă tu vrei să ai un business, nu poți să intri pe unul, să zici, salut, vreau și o ilustrație. Băi, primezi mail-uri sau oameni care îmi scriu pe Instagram. Sau oameni care îmi scriu Dar mail. ce, oameni care au găsit un Da, brand? salut, deschidem acum nu știu ce, vrem să facem, vrem și noi o ilustrație. Băi, două propoziții, nu-mi vine să cred. Deci îmi vine să știi, adică după aia trebuie să scriu un mail atât de lung în care să explic, băi, nu-i normal. Context, de ce, cine, când, unde, ce vreți. Păi, ne place ce faci. Da, să știi că Și mie îmi place ce fac. eu, gen, de când fac asta și primesc în continuare, acum vreo 2 săptămâni mi-a scris unul cu care are o înghețătărie sau ceva din ăsta pe la Promenada sau nu știu unde, care mi s-a părut așa, gen, pe lângă faptul că primesc tot felul de chestii de alea, oportunități, știi? Genul oportunități, win-win, de alea, suntem și noi la început, știi genul? Păi, da, uite, vezi asta. Bine, depinde cum vezi oportunitățile astea. Da, Știi? sunt oportunități de alea din care, gen, oricum, ție n-are absolut nimic ce să-ți iasă, doar lui o să iasă ceva, dar el ți-o vinde ca... În fine, asta e altă Adică, discuție. dacă ăla... Da, e altă discuție. Oportunități sunt multe. De exemplu, și pentru mine, că tu ai ieșit în calea mea, ca să zic așa, și mi-ai scris că m-ai văzut nu știu unde, pentru mine a fost o oportunitate. Da, dar Dar, asta chiar a fost, adică la păi... modul gen, pentru mine, ce mi-ai făcut tu mi s-a părut extraordinar de tare și aș zice Asta și o zic. zic întotdeauna la tot felul de oameni. Și după aia că s-au mai legat niște chestii de tine, Exact. asta chiar e, dar sunt niște chestii de alea, niște care ți-e clar de la început, genul lemne, adică ți-e clar că Exact. nu o să ți Aici. iei niciodată absolut nimic și genul de tupeu de ăsta ordinar în care scrii, suntem și noi la început, avem brandul nu știu care, fă nici nouă ilustrație. Păi bă, stai bă, că nu așa funcționează lucrurile. Exact, asta zic. Adică noi cred că, uite, un alt aspect bun pe care l-ai adus în vedere, cred că, băi, trebuie să știm să ne definim oportunitățile bine și să vedem puțin după nebunie. Ok, după nebunie zic, ok, desenez o travă, ceva și e o colaborare. Și după ce se întâmplă, să poți să-ți imaginezi chestia asta, știi? Și acolo să-ți cuantifici care sunt oportunități bune și care sunt de-alea de mâl, te faci pe. Asta e ce spuneai tu, știi, că tu gândești și după aia, știi, și dacă te gândești strict la modul că vorbeam cu oameni care îmi spuneau, domne, cât mă costă ilustrația asta? Și spunea, 500 de euro. Și eu spuneam, bă, nu am, adică nu pot să-ți dau pentru că nu am, pur și simplu. Și după aia mă gândeam și cum o gândeau ei, știi, la modul, bă, nu știu, 500 de euro înseamnă chiria mea pe 2 luni de zile. Gen, luam de la ăsta, am plătit închiria, punct. Adică nu mă interesa ce putea să-mi ofere ăsta mai departe sau nu știu ce. Ceea ce nu e rău. Adică Da, nu, exact ce nu e o ziceam. chestie rea. În contextul actual, pentru fiecare individ în parte, e ceva diferit. N-ai de unde să știi cum era ăla. Eu am zis, eu aveam Adică, niște proiecte, aveam bani mai puși deoparte, eram ok pe pandemie și am văzut altceva. da, adică asta e, știi că nu e nimeni de condamnat, nicio reacție de asta, știi? Pe de altă parte, cumva, dacă adică eu cred că totuși de-aia la unii funcționează și la unii nu. Unii oameni au capacitatea asta, știi? Adică poți să ai, de exemplu, un talent extraordinar în ceea ce faci, dar să nu comunici sau să nu ai, știi? Să ai niște, na, cumva să nu fii la fel de bun și în a comunica cu cineva și atunci să ai cumva de suferit, știi? La modul că tu te-ai gândit și înainte, bă, uite, aș putea să fac asta, dacă iese mișto după aia, că n-am mai ieșit de aia, știi, gen, eu, ok, eu fac lui ăla, eu fac gratis, nu știu ce, sau ceva în genul ăsta, știi, dacă îi fac o bălărie sau ceva în genul ăsta, poate ăla nu o să mai mă recomand, știi că am avut discuția asta cu tine. Da, na, îți dai seama că Contează și asta, știi? contează și asta, dar până la urma urmei, din nou, chestia asta, dacă fac o bălărie, până la urmă e la mâna mea. Adică dacă eu mi-asum că e o oportunitate bună, trebuie să-ți asigur cumva... Eu așa am gândit-o. Am zis, bă, ok, nu o să-i cer lui o travă bani, dar eu trebuie să
cuantific puțin yin și yang. Trebuie să mă gândesc la cât timp pot să introduc în chestia asta pe care o fac la o travă, în așa fel încât să nu petrec 12 ore să o fac, da? Și să nu mai muncesc deloc pe ce proiecte mai aveam. Trebuie să văd unde și cât timp pot să dau de la mine, da, pe colaborarea asta, ca să fac ceva care îmi place, la ce gândesc eu și să iasă mișto, ca să fie o oportunitate fructificată bine. Știi că nici nu puteam să zic, bă, stai puțin, lucrez 5 zile în continuu, 14-15 ore ca să fac o ilustrație, știi? Eu și așa gândesc și cred că e o gândire sănătoasă să te gândești, băi, am timpul necesar să fructific oportunitatea asta bine sau mă cac pe mine și desenez ceva în 25 de minute care s-ar putea să fie de căcat? Că dacă e așa, eu o să zic nu. Eu personal zic, bă, nu am timp, nu pot. Știi? Da, măi, cumva eu spun asta că mulțumesc că există branduri de-astea mari și că facem reclamă la, nu știu, Ariel, că așa putem să ne permitem să faci interviuri cu actori, să mergi la teatru, să-ți permiți să-ți cumperi un bilet la orice, afară, la o piesă de teatru, din care, pana mea, adică să-ți ai o bucurie de asta și să scrii despre asta și cumva să aduci un content de ok și pe care l-ai vrea, să, nu știu, să te duci la 15 piese de teatru la care, nu știu, să faci 15 recomandări sau ceva din asta, asta înseamnă timp. Te-ai dus la piesele de teatru, le-ai văzut, ai scris despre ele, dar cumva, exact cum spui tu, știi, adică să nu-ți ia 100% din tot timpul tău, adică să le faci echilibrat, să duci și acolo, să mai scrii despre asta, dar să mai faci și reclamă la nu știu care, care ăla, de fapt, ăla dă banul și cumva de acolo, dacă n-ar fi Ariel, cine, Cartier sau așa, n-ar mai funcționa toate treburile astea. Și nu te mai permite să mai scrii gratis despre ăla, despre ăla, despre ăla, despre ăla, știi? Și cred că e un soi de un mix de ăsta. Și atâta vreme cât o faci, că erau oameni care spuneau, gen, exact cum spui tu, știi, păi da, dar asta mi-a 25 de ore. Adică dacă ți-a 25 de ore și te blochează din alte chestii de alea, da, nu e chiar ok. Nu e, da, nu e o chestie fructoasă, ca să zic așa. Băi, și nu o să iasă nici, adică și tu ți-ai omorât 25 de ore, nici nu știi dacă o să iasă senzațional, pe de altă timp, pe de altă parte, gen, l-ai ieșit amânat pe ăla de unde veneau bani, adică n-ai un... Asta zic, yin și yang, frații mei, exact. Eu da. Așeză. Trebuie să știți să vă cuantificați cum trebuie timpul, cu fel și fel de proiecte, indiferent că sunt oportunități bune sau că sunt proiectele pe bani. Băi, frate, a fost o discuție și super șmecheră. Și să le dai jet la ăștia, gen... Absolut. Și începe și fă-mi și mie o de-aia. Adică... Da, ca să încheiem într-o notă pozitivă, cuantificați-vă oportunitățile. Adică, vedeți, nu știu, verificați de mai multe surse. Dacă business-ul sau Xulescu poate să îți oferă o oportunitate pozitivă și fructoasă pentru voi, gândiți-o, fuck it, why not? If not... Și fă ce faci tu. Scrie-le, dacă ai ceva, vreo întrebare, scrie-le oamenilor. Scrie-mi vreodată, să-mi scrie cineva, dacă zice, domne, vreau să fac o expoziție, ai putea să mă ajuți cu asta? Da, nu, nu... Nu e nimic rău în asta. Încercarea moarte n-are, ca să zic așa, nici măcar. Adică, vorba ta, în cel mai rău caz, nu-i răspunzi omului, nu e cazul nostru, dar zic, în cel mai rău caz, dacă ce se poate întâmpla cel mai rău, nu poate să nu-ți răspunde ăla, e ok, și căcat. Nu s-a schimbat, nu s-a schimbat viața cu nimic. Viața merge înainte. Băi, a fost o discuție mega faină. Mă bucur că am făcut debate pe multe aspecte și cred eu că toată lumea care a stat aici are informații valoroase cu care poate să plece acasă, care se pretează sincer, nu numai pentru domeniul meu sau al tău, dacă știi cum să o dregi, cred că se pretează pentru orice domeniu. Încă o dată îți mulțumesc mega mult că ai acceptat eu să vii aici. Mulțumesc că m-ai invitat. Vă mulțumim tuturor care ați stat cu noi până acum. N-am mai avut întrebări, dar cred că am răspuns la multe întrebări și am luat multe chestii în timp ce am făcut chestia asta. Și ce putem să vă zicem? Eu o închid ca la mine. Până data viitoare, spor la creativitate. Vă salut! Numai bine! Pa! Salut! Ceau! Pa!